Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro, Eu sunt Cristi și astăzi o să vă arăt cum puteți să folosiți propriile voastre imagini ca wallpaper și să le animați. Anumite zone din imagine vor fi animate și se vor mișca în momentul în care veți atinge ecranul sau veți mișca telefonul. Haideți să începem. Pentru asta vom folosi aplicația care se numește Endwobble, se găsește gratuit în Play Store și o deschidem. Da? Ca să folosim o poză de noastră, mergem sus pe plus și mergem la galerie. Iar de aici mergem în locul unde avem poza, da? să zicem aici. Avem o poză. Acum avem opțiunea să facem crop, să zicem că este o poză mai mare, că de obicei telefoanele fac poze 4x3 și puteți să faceți crop aici da? sau să o îndreptați. Să zicem că personajul nostru era undeva mai la dreapta, să încercați să-l centrați folosind opțiunea de crop. Acum, haideți să facem și noi un crop așa scurt să vedem cum se face. Să incem că vrem să-l încadrăm puțin mai așa, da? să fie și el încadrat frumos după regulile încadrării. Și acum haideți să-i adăugăm efectul acesta de wobble despre care vorbeam. Este un efect care face o zona imaginii să dârdâie în momentul în care punem degetul pe ecran sau în momentul în care mișcăm telefonul. Folosind degetul mergem cu acest efect pe fața personajului nostru și după aia tragem sus-jos ca să poziționăm cât mai bine. Acum, dacă partea corpului personajului respectiv este întoarsă într-o parte sau în alta, folosiți această săgețică cârlionțată de aici ca să mergeți în ce direcție doriți voi. Dacă partea corpului e mai mică și nu vă descurca, să zicem, vrea să faceți un efect undeva pe cravată, să zicem, da? Haideți să lăsăm efectul ăsta aici. Să zicem că vreți să-l puneți undeva pe cravată și să-l faceți mic, mic de tot să zicem ceva de genul acesta. Folosiți zoomul, da? Și o să facem un efect pe cravata personajului nostru. Pardon. Pardon. Așa. ceva de genul acesta, și când dăm play o să vedem că se mișcă bulina asta din cravată, da? Haideți să revenim, dăm back și uh, o să revenim la imaginea 1 pe 1 să folosim acest efect acolo unde vrem să-l folosim, pe față, da? V-am arătat cum se face, cum se poziționează, doar... Acum punem și o să vedem că acest personaj nu are capul perfect rotund, cum de altfel e normal, oamenii nu au capul perfect rotund și tocmai de asta trebuie să folosim alte opțiuni. Mergem în tabul următor și o să vedem că aici avem opțiuni prin care putem să dăm o formă. Da? Și aici o să folosim zoomul, ul da? O să tragem un pic în jos și o să folosim zoomul ca să dăm o formă imaginii. Așa. Așa. Și după cum vedeți arată cam ca un cap, să zicem. Acum, dacă vreți să o faceți să pară mai pătrată forma asta, vedeți în partea de jos aici, aveți opțiunea să, faceți, să o faceți mai pătrățoasă. Da? Și puteți să o poziționați exact cum vreți voi. Așa, după ce ați terminat cu uh, pătrățeala, să zicem, uh, mergeți frumos aici jos și anulați pătrățeala, da? Ia să vedem. Hai să zicem că e bine așa. Anulăm acum pătrățeala, dacă pot să-i spun așa. Și o plasăm din nou pe capul personajului. Cât de cât așa să cuprindem absolut tot. Acum, dărdâiala asta o să vedeți, haideți să dăm un pic play, să vedeți că vine dintr-o anumită zonă de la ochiul cel mai apropiat de aici. Dacă vrem să vină dinspre gură, să zicem, mișcăm zona asta aici, înspre gură, înspre nas și dărdâiala o să vină de aici, da? Vedeți că s-a modificat de dârdeala. Deci cam așa se pune efectul. Acum, dacă vreți, puteți să puneți, iar folosim zoom-ul, la 1 pe 1 și folosim un efect și pentru mâini jos. Că putem să adăugăm efecte mai multe. Și aici va trebui să folosim opțiunea asta de pătrățeală, să zicem, să dăm niște colțuri imaginii. Dar nu pot să umblu pentru că trebuie să dau zoom. Da? Așa. Deci, câte de cât am dat o formă imaginii ca să cuprindă mâinile. Revenim din nou la imaginea 1 pe 1 și haideți să vedem ce a ieșit. După cum vedeți se mișcă și mâinile și capul. E foarte interesantă imaginea. Dăm back și dacă vreți mai multe setări, puteți să mergeți aici, selectați imaginea la care vreți să lucrați și în momentul în care stați cu degetul pe ecran aveți două opțiuni. Ori să extindeți aria de dârdâială, să zicem, ori să uh, uh, întări, să zicem, efectul de dârdăială, deci aria pe care se întâmplă dârdăiala sau efectul. Haideți să o facem mai mare, o să facem la maxim, să vă dați voi seama și să vedem cum este, uitați-vă la cap. Deci cam așa este mișcări ample, ai impresia că acum se rupe fața, da? Sau putem să folosim efect mai micuț, să zicem efect 1 doar, da? Și după cum vedeți efectul este mai mic, da, nu este atât de pronunțat, practic se concentrează pe o suprafață foarte mică, nu mai e pe tot capul. Cred că cel mai bine e undeva la jumate să zicem. Haideți să lăsăm aici. Da, cred că așa este cel mai bine. De asemenea, dacă vreți să lucrați la zona de mâini, acum era opțiune pentru zona de cap. Pentru zona de mâini, selectați zona de mâini. Dacă vreți să vedeți toate layerele, apăsați aici jos și o să vedeți, ăsta e layerul feței, layerul mâinilor. Da? Este foarte ușor de lucrat. După ce ați făcut toate aceste chestii, mergeți frumos aici sus în dreapta, Save Copy, îi dați o denumire. Așa, și salvăm. După aia foarte frumos ne întoarcem și dăm play la această salvare, la copia pe care am făcut-o. Și haideți să vedem ce wallpaper, avem wallpaper-ul ăsta, da? Ne întoarcem acum în aplicație și avem deschisă copia asta și dau set as wallpaper și după cum vedeți, haideți să vedem. Așa, setați imaginea de fundal, am uitat să fac chestia asta imaginea de pornire și cum mișc telefonul. Acum n-am atins, s-a mișcat, se mișcă și imaginea. Da? Pardon. Cum mișcă ecranul, iar se mișcă și imaginea. Bineînțeles, puteți să lucrați și voi la setări să vedeți cum vă place, cum vi se pare că se mișcă mai bine. Acum... Nu știu dacă v-ați folosit imaginația, dar aplicația asta poate fi folosită și pentru alte chestii, să zicem chestii împerecheate care vin pe corpul oamenilor, da? Vă folosiți și voi imaginația. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la tutorial.ro, Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!